frumos s-a terminat. Adio! Povestul Vaslui lui de a evolua din ediția viitoare de campionat în Liga Națională, spulberat în numai 60 de minute. Handbaliștii pregătiți de profesorii Liviu Gugle și Laurențiu Cosma au reușit contraperformanța de a rata și în acest sezon prima scenă handbalistică. Dacă sezonul trecut la barajul de promovare în Ligă, handbaliștii vasluieni au dat de CSM Ploiești, iată că nici în acest an nu au scăpat de ghinion. Aceeași formație, CSM Ploiești, a spulberat visele handbaliștilor moldoveni. 32-25 a fost scorul înregistrat pe tabelă la finalul partidei. Așa că Handball Club Vaslui va evolua și în ediția viitoare de campionat în Divizia A, seria 1, la handbal masculin. Caciuc, Soare și compania au început timorați jocul. Au fost conduși chiar la 5 goluri, însă la pauză adversarii Vasluiului au intrat cu doar 2 goluri avantaj, 14-12. Imediat după pauză, oboseala acumulată în prima partidă de moldoveni s-a resimțit din plin. Arbitrajul ostil a fost și el un punct nevralgic pentru elevii pregătiți de Liviu Gugleș. Cuplul de arbitri Pavel State a ținut ca formația ploieșteană să rămână în prima divizie. Au avut o prestație părtinitoare, vizibil în favoarea lui CSM. Una peste alta, Vasluiul a rămas ca și anul trecut cu un gust amar, greu de digerat și cu speranța că în ediția viitoare de campionat vor reuși promovarea pe prima scenă handbalistică a țării.